Tânăra mamă din imagini se află la cerșit, în fața magazinului Penny. După cum vedem și în imagini, o mașină, un Logan cu numere de București, se apropie de ea, însă se pare că șoferul și femeia se cunosc. Femeia este destul de, de agitată, semn că acesta îi reproșează ceva ceea ce ne duce în cu gândul că este chiar capul afacerii și că este cel care o supraveghează pe aceasta. Din păcate, la fiecare colț de stradă zărim astfel de, de situații, însă pentru, pentru că o femeie cu un sugar în brațe are mult mai mare succes în a sensibiliza inimile trecătorilor să scoată ceva din portofel. Cazurile s-au înmulțit din ce în ce mai mult, iar autoritățile nu reușesc să stopeze acest fenomen.